spune-mi ce vârstă ai fără să-mi spui ce vârstă ai. O vârstă la care foarte multă lume spune că ești bătrână pentru măritat sau că ar trebui să fii măritată. Știi, liberă la mare, stau cu tine la sal. Andre, de vremea mea se asculta Andre. Spuneți-mi ce vârstă aveți fără să-mi spuneți ce vârstă aveți. Aoleu! Am 3 pe un picior și 3 pe un picior. Foarte tânără și foarte matură. Spune-mi câți ani ai fără să-mi spui câți ani ai. Destui, cât să nu mai meargă vrăjeala. Și prea puțin ca să înțeleg chiar tot. Spune-mi câți ani ai fără să-mi spui câți ani ai. Suficient de mult încât să-mi dau seama că sunt o femeie minunată, să-mi îmbrățișez calitățile și defectele fără doar și poate, să mă simt minunată în pielea mea și să consider că am foarte multe lucruri de oferit și de dat de acum încolo. 25! Eu cred chestia asta, realmente o cred, realmente o cred chestia asta. Cam, hai poate un pic spre 28, poate. Nu suntem siguri toți de 28, o să dau. Depinde de zile, 25-28 acolo. Nu sunt nici generația Z, dar nici milenială. Adică nu sunt milenială, nu sunt boomer. Deci sunt milenială, acum în zona asta.